Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Bacalaureatul de toamnă a continuat astăzi cu proba obligatorie a profilului. Unii absolvenți au susținut examen la istorie, iar alții la matematică. Majoritatea speră că vor promova examenul și se vor angaja pentru a-și câștiga singuri existența. Cea de-a doua probă scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat a avut loc vineri. Candidații au susținut proba obligatorie a profilului, respectiv istorie sau matematică, și au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Unii au ieșit din examen cu zâmbetul pe buze, spunând că subiectele au fost accesibile. Alții au ieșit tăcuți, supărați și lipsiți de dorința de a mai discuta despre acest examen. Ca și la proba anterioară, candidații cu care am stat de vorbă ne-au spus că după terminarea examenului, în cazul în care vor promova, intenționează să se angajeze. Bună ziua, cum a fost examenul? Destul de bine. La ce ați dat? La matematică. N-a fost dificil? Dacă înviți, nu prea. Nu e greu, da. Da, nu e greu. Bună ziua, cum a fost examenul? Foarte ușor. Da? La ce ai dat? Da. La matematică. Și ți s-a părut ușor? Da. Te-ai pregătit pe parcursul vechi? Da. Singura probă pe care o susțin în cadrul acestei sesiuni? Da, la matematică. La matematică? Da. Da. Pe viitor ce ai de gând să faci? Eu aș vrea să mă angajez. Deocamdată. Ai rămas în clasă până în ultimul moment? Nu, mulțumesc. Cum a fost examenul? Puțin greu. La ce ai dat? La matematică. Și ți-a părut greu? Colegii tăi au spus că a fost ușor. Nu, a fost foarte mare distanța de timp. Am vrut să mă pregătesc și lipsa învățăturii și-a făcut efectul. De la ce liceu? De la Ghiurghe Sachi. Pe viitor ce ai de gând? Păi vreau să fac o facultate. Și de ce nu să și lucrez în același timp? În același timp, da? Da. Cum a fost examenul? Foarte ușor. La ce ai dat? La matematică. Cum a fost examenul? Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obținerea mediei 6, cel puțin la probele scrise. Pe 26 august este programată proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă. Pe 27 și 28 august evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 29 august evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 30 august, 2 septembrie evaluarea competențelor digitale, iar pe 2-3 septembrie evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Afișarea rezultatelor la probele scrise se va face pe 3 septembrie până la ora 12, iar depunerea contestațiilor în aceeași zi între orele 12 și 16. Conform calendarului Ministerului Educației Naționale, în perioada 3-6 septembrie este prevăzută rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale având loc pe 7 septembrie. Judecătorii vrânceni au înconvințat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Dănuț Striță, gălățeanul de 49 de ani, acuzat de agresiune sexuală. Acesta poate contesta măsura arestării preventive. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Focșani a dispus emiterea mandatului de arestare pentru o perioadă de 30 de zile, însă inculpatul poate contesta această măsură. Ancheta a început după ce copilul i-a povestit mamei care a fost motivul pentru care dispăruse de lângă prietenul său din grădina publică. Un bărbat l-a ademenit la ieșire din Focșani. Triță are o condamnare mai veche din 2014 pentru viol. A fost prins la scurt timp în zona spitalului. A recunoscut tot și a povestit ce s-a întâmplat în răstimpul de peste o oră și jumătate cât a petrecut-o cu băiatul. La data de 21.08.2019 s-a înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Focșani procesul verbal de sesizare din oficiu al Poliției Municipiului Focșani cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de agresiune sexuală, constând aceea că, la aceeași dată, în jurul prânzului, un bărbat din județul Galați, în vârstă de 49 de ani, a întreținut acte de natură sexuală asupra unui minor în vârstă de 9 ani din municipiul Focșani. În urma cercetărilor efectuate, s-a dispus victoria în coordonarea urmăririi penale și ulterior punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat care a recunoscut comiterea faptei. Totodată, în cursul zilei de 22.08.2019 s-a dispus reținerea inculpatului, iar în cursul zilei de astăzi a fost prezentată propunerea de arestare preventivă în fața judecătorului de drepturi și libertăți în cadrul judecătoriei Focșani.
Băiatul de 9 ani a dispărut miercuri de lângă prietenul cu care se juca în Piața Unirii după ce Triță îl rugase să-l ajute să care niște țevi. Deși băiețelul nu a povestit inițial nimic, a avut curaj să-i spună mamei sale ceea ce i se întâmplase. De acolo au început cercetări ample, iar Triță a fost găsit în scurt timp în zona Spitalului Județean Focșani. În continuare, oamenii legii fac cercetări pentru a stabili exact toate împrejurările. Dacă doriți să vă angajați în această perioadă, în județul Vrancea sunt disponibile prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 316 oferte, dintre care cele mai multe în industria confecțiilor. În țările Comunității Economice Europene sunt vacante 414 locuri de muncă făcute publice prin intermediul rețelei EURES. Peste 300 de locuri de muncă sunt disponibile pentru județul Vrancea în această săptămână. Domeniile sunt diverse, dar cele mai multe posturi sunt în industria confecțiilor. Și cei cu studii superioare se pot angaja în această perioadă, fiind disponibile mai multe locuri de muncă în domeniul sanitar, ca asistent și ca sociolog. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea face publică lista locurilor de muncă vacante. Un număr de agenții economici din județul Vrancea au ofertat 316 locuri de muncă vacante pentru următoarea săptămână, în meserii precum ambalator manual, agent reclamă publicitară, agent securitate și intervenție, agent vânzări, asistent medical generalist, barman, brutar, călcătoreasă lenjerie, cameraman, cofetar, confecționer asamblor articole din textile, controlor calitate, dulgher, electrician, electrician auto, electromecanic, femeie de servici, fierar betonist, fotograf, frezor, frizer, funcționar administrativ, gestionar depozit, inginer construcții civile și industriale, inginer industrie alimentară, inginer tricotaje confecții, instalator, izolator termic, îngrijitor animale, îngrijitor copii, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, lucrător bucătărie, patiser, rectificator, sociolog, șofer, strungar, șef birou, vânzător și zugrav. Pentru Comunitatea Economică Europeană, oferta cuprinde peste 400 de locuri de muncă. De asemenea, pentru Comunitatea Economică Europeană sunt vacante pentru următoarea perioadă un număr de 414 locuri de muncă în țări precum Austria, Germania, Norvegia, Olanda, Slovacia, Slovenia și Spania. Facem precizarea că pentru aceste țări, cei care doresc să aplice pentru aceste locuri de muncă, este necesară cunoașterea unei limbi străine, respectiv engleză sau franceză. Ca bucătar în Slovenia se pot câștiga 1500 de euro pe lună, iar ca programator 3000 de euro lunar. În Germania, un consultant IT poate ajunge la 65.000 de euro brut pe an. În Olanda sunt disponibile locuri de muncă în domeniul agricol în sere. Un preparator de înghețată în Germania câștigă 1800 de euro brut pe lună. Oferta completă a locurilor de muncă din această săptămână o puteți studia mai atent la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Un bărbat de 86 de ani din Panciu a dat peste 30.000 de lei unor escroci care i-au spus că fiul său a avut un accident. Suspectul, un tânăr de 21 de ani, a fost depistat de polițiști, iar ulterior a fost arestat preventiv. La data de 19 august, anul curent, în jurul orei 14, la sediul poliției Panciu, s-a prezentat un bărbat în vârstă de 86 de ani din orașul Panciu, care a sesizat faptul că în urmă cu 30 de minute fusese înșelat prin metoda accidentul. Din primele verificări s-a stabilit că acesta fusese contactat telefonic de către o persoană necunoscută, care s-a prezentat drept polițist, aducându-i la cunoștință faptul că fiul lui a fost implicat într-un accident rutier pe raza comunei Garoafa, fiind transportat la spitalul din Focșani cu leziuni grave la nivel picioarelor și că trebuie să trimite suma de 10.000 de lei pentru achiziționarea unor proteze. În susținerea cererii sale, a prezentat la telefon o femeie despre care a indicat că este medicul ce va opera victima accidentului. De asemenea, l-a îndrumat pe bătrân să dea acea sumă de bani unei persoane care se va prezenta pe raza orașului Panciu într-un punct stabilit de comun acord. Din cercetările efectuate de către polițiști a rezultat că cei doi s-au întâlnit, iar persoana vătămată i-a înmânat bărbatului suma solicitată. În drum spre casă, acesta a fost sunat
semnat din nou cerându-i se încă o sumă de bani, și anume 20.000 de lei, pe motiv că protezele sunt scumpe. Și această sumă a fost oferită de către bărbat în scurt timp de la solicitare. În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au identificat principalul suspect în cauză. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar la data de 21 august instanța a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Suma de 8.250 de lei a fost recuperată și înmânată părții vătămate. Ediția cu numărul 27 a Festivalului Internațional al Viei și Vinului Bahus se va organiza în acest an în perioada 3-6 octombrie. Organizatorii promit 4 zile pline de evenimente cu tradiție, plus alte surprize. Ediția 27 a Festivalului Internațional al Viei și Vinului Bahus se va organiza la Focșani în perioada 3-6 octombrie 2019. Județul Vrancea va deveni și în acest an, în primul weekend din luna octombrie, capitala viticulturii românești. Consiliul Județean Vrancea anunță cu bucurie că va organiza în perioada 3-6 octombrie 2019 ediția 27 a Festivalului Internațional al Viei și Vinului Bahus. Ca în fiecare an, se va organiza un târg al meșterilor populari, o expoziție a vinurilor vrâncene și nu numai, dar și concursul național de vinuri Bahus, competiție ce a ajuns în acest an la ediția a 10-a. Organizatorii promit 4 zile pline de evenimente cu tradiție, dar și multe surprize. Pentru mai multe detalii, puteți vizita site-ul web www.bahus-vrancea.ro. Nu ratați prezența dumneavoastră la festival! Formația de fotbal CSM Focșani 2007 și-a aflat adversara în cadrul turului al treilea al Cupei României. Echipa pregătită de Marius Bratu va întâlni pe teren propriu colega de serie, Oțelul Galați. Gruparea de fotbal CSM Focșani 2007 va juca cu Oțelul Galați în turul 3 al Cupei României. Partida va avea loc marțea sau miercurea viitoare pe stadionul Milcovul din Focșani de la ora 17:30. În caz de egalitate, după 90 de minute de joc, se vor disputa prelungiri și dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare. În etapa a doua, focșenii trecuseră de o altă echipă din Galați, ACS Universitatea Dunărea de Jos Galați, după ce echipa din Focșani s-a impus cu scorul de 2-1. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi însorit, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 20 și 22 de grade Celsius, iar cele maxime între 31 și 33 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!